Preamărit să fie Domnul Iisus. Amin. E așa o bucurie să vezi tinerii casei Domnului cântând. Nu știu al lui Iov, cântau sau numai mâncau și beau. Biblia scrie numai atâta despre ei, că mânca și bea. Dar mă gândesc că din neamul lor au ieșit primii oameni care au compus cântările. Că înainte de asta nu se știa să cânte. Și atunci primii arabi care se trăjau tot din familia lui Nahor, ca și Avram, de exemplu, Uț, era întâiul născut al lui Nahor și apoi el a pus numele cetății și la urmă cetăților și a format o țară, țara Uț. Și din neamul ăsta era și Iov. Nu este mirare că Iov știe de Dumnezeu, dar e mirare că ceilalți, majoritatea, s-au îndepărtat și nu mai știau de Dumnezeu. De exemplu, în Egipt, faraonul din timpul lui Iosif știe de Dumnezeu. Și când am fost în Cairo, am văzut în muzeu statuia lui și a nevestei lui. El era de o culoare mai mult pe roșu decât pe negru și nevastă sa era albă ca hârtia. Dar, ca și cult, aveau un cult sub numele On. Adică recunoșteau un singur Dumnezeu. Și Iosif, când a fost pus în slujbă, nu era căsătorit, dar faraon a știut că în slujbă trebuie oameni care deja au trecut peste pasul căsătoriei. Și atunci el s-a interesat și a dat de nevastă pe Asnat, fata preotului On, că aceștia avea în religia lor o cultură mult mai înaltă, mai civilizată și ferită de păcate. După el, după acest putifera, a venit un altul și al treilea a băgat în Egipt 300 de zei și până azi Egiptul se închină care la ce vrea. Zeul muștelor, zeul șerpilor, zeul broaștelor, zeul apelor, zeul fulgerului și trăznetului. Și pe vremea lui Moise slujea egiptenii la tot felul de zei. Dar Dumnezeu a pornit o luptă prin Moise împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și dacă a avut zeul focului, le-a dat foc. Și dacă a avut zeul trăznetului și le-a dat gheață și trăznete. Și dacă a avut zeul broaștelor, le-a dat broaște. Și a pornit împotriva tuturor zeilor Egiptului. Pe cei principali al lor erau 10 și 10 au venit plăjile peste ei. În fine, Iov era cam contemporan cu Moise. Ba unele scrieri scrie că Moise era copil tânăr
în casa lui Faraon, când Iov a participat la un fel de conferință cu toți împărații răsăritului și asta în Egipt fiind chemați. Asta e o poveste. Dar, în schimb, spune că Iov a cunoscut pe Moise când era copil. Și povestea continuă, nu ne mai ocupăm de ea. Dar cartea Iov este notată ca una din cele mai vechi cărți, după cărțile scrise de Moravi, sau cum îi spunea la acel înțelept care a trăit cu mult înainte de Moise. Oricum, ce mă face pe mine să mă gândesc la Iov mai mult decât la alte persoane biblice, că trăie într-un ținut păgân afectat de tot felul de păgânătăți. Și cu toate astea, sigur, de mic a fost neprihănit, că și proverbele zice, lasă-l pe copil să se vadă din purtarea lui. Și am văzut copii de mici care s-au îndeletnicit cu Biblia și au ajuns predicatori. Am văzut copii de mici care s-au îndeletnicit cu rugăciunea până la lacrimi și nu era decât de două palme de la pământ. Dar plângea cu lacrimi și au ajuns proroci și au ajuns oameni însemnați în societatea creștină. Am văzut copii care de mici au iubit cartea și s-a desprins din neamurile lor și au devenit oameni cu școală. Este pe YouTube, pare că ne-a arătat cineva când eram în țară, o fată țigană din Șatră, undeva de prin jurul Bucureștiului, că acolo sunt comunități mari de țigani. Și ea, de mică, a avut dorul de carte. Așa că era o librărie unde ea era acolo în oraș, și el s-a dus și a văzut o carte frumoasă în vitrină. S-a dus în lăuntru și a zis că să-i dea cartea aia. Vânzătoarea a zis, nu ți-o pot da, că aia costă bani. Și ea atunci a făcut ce a făcut și a doua zi a venit cu 2 lei. Să-i dea cartea. Păi nu ți-o pot da. Atunci ea a mai durat un timp și a venit cu alți câțiva bănuți în mână. Dar care o vrei tu? Uite, asta vreau. Aia zis, bine, acum ți-o dau, dar tu citești? Tu știi să citești? Păi, am învățat ceva litere. Atât a fost de fericită cu cartea aia. Și prin cartea aia ea a învățat să citească bine. A ajuns la școală și a terminat liceul și a ajuns în Sibiu la facultate. Și mai era o fată maghiară, ca ea de săracă. N-aveau mâncare, n-aveau nimic, sprijin de acasă. Și se ruga una în țigănește și una în ungurește să le ajute Dumnezeu să fure un blid de zamă de la cantină. Și cu încetul, cu încetul furat. Erau bucuroase, mâncau împreună.
Dar au furat de câteva ori. Bucătăria s-au băgat de seamă. Într-o zi după ce au furat blidul, bucătăria s-au fugit la ele. Ia hai dați încoace. Tu de ce furați? Pe ele au plâns. Eu țigană și nu am și părinții nu vrea să învăț carte. Ei zice că îi disprețuiesc pe ei, eu trebuie să rămâi în șatră și eu nu vreau, eu vreau să învăț carte. Și maghiara s-o justifica și ea cu sărăcia ei. Atunci bucătăreasa le-o hrănit și-o purta grija lor și-o terminat facultatea. Și-o mai făcut apoi o facultate militară și ofițer în Bacău și s-o căsătorit cu un român și atâta s-o rugat să-i dea Dumnezeu copii care să nu seamene la chip cu ea, că e prea mult o suferit din chipul de țigană. Și s-a rugat, dacă eu voi muri, bărbatul meu să-și ia română, să nu-și mai ia țigană, că nu-i potrivit deloc. Dragii mei, din toate astea avem de învățat și în special tinerii au de învățat. Munca te ridică, școala te ridică, omenia te ridică, deasupra tuturor credința în Hristos te ridică și face din tine un om plăcut oamenilor și un om plăcut lui Dumnezeu. Nu cum sunt atâția tineri care vin la biserică, cântă în biserică, dar afară de biserică, vai de capul lor. Am întâlnit tânăr din Răchita și cu școală și a ajuns să vină de la Cujir spre Sebeș cu mașina, dar ca tinerii să facă că cine sunt ei, a scos o mână pe jam și cu una pe volan și unul, neavând ce lucra, l-a văzut de departe cum vine cu mâna pe jam, așa s-a apropiat că i-a luat oglinda și i-a luat și mâna din umăr și a rămas invalid pentru prostia lui. În mașină, dacă deschizi jamul, cum am mai văzut câte unii se pun relaxați pe scaune și apoi scoate și picioarele pe jam. Și unul în bajocură poate veni și zi-o în picior și te-ai săturat de bagabonția ta. Pocăitul trebuie să fie pocăit și când șede pe scaun, și când umblă pe drum, și când e la școală, și când e în familie și în biserică, cu atât mai mult, glorie Domnului Iisus! Am văzut, de exemplu, pe unul, bădilă, șuteu Vasile, dar mereu cu bădilă în mașină și iară umblând aiurea, ce știu eu ce pe acolo, de la Sibiu spre Cotlea și-a umplut mașina cu oameni. Dar a luat-o la goană, că erau tineri. Ăsta, șuteu, era și căsătorit, dar era tânăr. Sângele lui ferbea ca vinul în butoi. Și-a luat-o la drum cu mașina plină de oameni. Când a trecut de comuna Bradu încolo, care-i de la Sibiu, a doua sau prima comună încolo, adică de la Olt, de unde se despart drumurile, unul venea din față, altul era înaintea lui. El, în viteza care a fost, n-a putut opri în spatele celui care era înainte. A încercat el ceva, dar a văzut că nu mere și a îndrâznit să se baje. Ăla-l din față nu l-a cruțat și s-o băga pe el. Așa a venit între mașini de i-o luat oglinzile și mânerele de la Dacia, de la toate patru ușile.
Vedeți ce-mi face vagabonția tânărului? Pocăit! Apa așa trebuie să mergi. Am mers și eu cu unul, acum în Irlanda, și gata, gata să mă bage în forfecă, cum să zice. Bă, când am ajuns acasă, mulțumesc Domnului că am ajuns, dar cu tine eu nu mai merg. Apoi nu, frate, că doar ăia care vine din față nu vede. Vezi cât e mintea de slabă a tânărului? Așteaptă altul să-l ocrotească, nu se ocrotește el. Băgați de seamă tinerilor, respectați viteza, respectați-vă viața, respectați-vă părinții, respectați sfaturile bune ale cuvântului. Uite aici un tânăr, mă, ce-a ajuns. Dacă de tânăr, într-un neam păgân, a slujit pe Dumnezeu, ați auzit ce bogăție i-a dat Dumnezeu? Dar cum slujea el pe Dumnezeu? Că în casa lui mânca cel șchiop, cel orb, cel orfan, cel disprețuit, văduva. Toți mânca de la el, apoi Dumnezeu îi dădea. Mărit să fie Domnul Iisus! Dragii mei, eu am trecut prin fazele astea. Am văzut că dacă dai, Dumnezeu îți dă. Mărit să fie numele Lui. Nu fi zgârcit. Servește-L pe sărac. Nu-i spune, păi lasă, ce știu, să ne gândim. Ai de unde? Dă-i. Și apoi Dumnezeu te răsplătește. Totodată, fii foarte atent. Nu opri o binefacere când poate fi făcută. Ne aduc aminte de marele învățat Ticu Moisa din București. Ăsta, cu două facultăți, dar și cu 9 copii, nu mai avea bani, nu se putea întreține cu salariul lui în București și cu atâta fleamătă după el. Se duce frecvent la biserică. Într-o duminică dimineața vine un țăran la biserică și la ieșire din adunare se apropie de el. Frate, domnule, Domnul mi-a pus pe inimă să-ți dau 500 de lei. Mie? Se gândește el, vai de mine ce am ajuns un țăran să-mi dea bani. Mie? Da, la dumneatale. Așa mi-a pus Domnul pe inimă. Nu, caută pe altul și pleacă și-l lasă pe ăsta cu inima rănită. Sara când vine la adunare, ăla nu a mai fost, a plecat. Alt frate îi ține calea. Tu crezi în Duhul Sfânt? Păi da. Apoi de ce disprețuiești tu darurile lui Dumnezeu? Cum eu disprețuiesc? Cum? Așa bine, Domnul mi-a făcut de cunoscut că azi cineva a vrut să-ți dea niște bani, că Duhul Sfânt i-a pus pe inimă să facă o faptă. Fapta era de la Duhul Sfânt, dărnicia, ca și milostenia, amândouă sunt daruri ale Duhului Sfânt, dar separate. Și tu n-ai vrut să primești, el a plecat cu inima rănită și i-ai stins darul în el. Ăla nu va mai îndrăzni să meargă la cineva numai așa să-i dea bani, măcar că Domnul îi pune în inimă. Tu-ai stins pe Duhul Sfânt. Apoi s-o tot uitat el după fratele ăla, dar nu mai avut de unde lua. Vedeți, dragii mei, Duhul Sfânt a pus și în Iov să fie darnic. Duhul Sfânt l-a notat ca neprihănit. Într-adevăr, când tu umbli cum trebuie pe calea credinței, diavolul se luptă cu tine și diavolul intervine înaintea lui Dumnezeu ca să-și ceară învoire să-ți facă un rău sau alta, ca la Iov. Dar dacă tu asculți de Satan, pe drum te duci ca fără minte. În adunare vii așa că vin părinții.
Apoi când ai tu gașca ta, faci năzdrăvănii în gașca ta. Măi, tinere, bagă-ți mințele în cap, mă. Tu trebuie să ajungi un pocăit, un sfânt și un om de care Dumnezeu să se slujească. Probabil că tu mânci prea mult, mă. N-ai zile de post, n-ai zile în care să te smerești. N-ai zile în care să te apleci pe genunchi cu sete în suflet. Păi dacă nu mă mânci și bei și alergi și râzi și tot în tineri ca tine care nu știe să cinstească nici părinții, nici pe Dumnezeu, apă atunci ce faci, mă? Ce faci atunci? Ai grijă! Ești tânăr, dar trebuie să devii în zilele tale un om. Cum scrie despre Iov în capitolul 6? Că Iov era neprihănit între cei din vremea lui. Apoi și tu, vezi cât sunteți aici, tinerii ăștia, dar unul din voi măcar trebuie să fie asupra voastră mai neprihănit ca toți. Nu vrei să fii tu, iubit tânăr, care mă asculți? Acum ai 16 ani, ai 17 ani. Dar cui vrei tu să-i slujești? Cu cine vrei tu să te aliezi? Cu lumea? Cu năravele lumii? Cu obiceiile lumii? Sau cu obiceiile pe care le-ai auzit astăzi că le avea Iov? Eu te sfătuiesc pe tine, ai în vedere pe Iov și ține-te strâns legat de Dumnezeu, ca și Dumnezeu să se ție strâns legat de tine. Ei, o minunăție, știți ce discursuri se poartă pentru tine înaintea lui Dumnezeu și cum satana poate interveni ca să vorbească despre tine, ce măreț ar fi să vorbească Dumnezeu ca despre Iov. Ia uitați-vă în capitolul 2. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățășat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Vedeți, la satana nu e frică de pocăiți. Noi toți suntem fiii lui Dumnezeu, dar satana mă așa să joacă pe ei, să văd pe care îl prind, să văd care mă ascultă, să văd care se uită pe telefon și n-ascultă Evanghelia, să văd care când se pleacă pe genunchi numai dă coate unul la altul și nu se roagă. Ăsta-i geamneu. Odată pune laba pe tine, vezi? Uite-te, vezi ce se întâmplă. A venit și satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis satanei, de unde vii? Și satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Ce-mi dă minte acum odată la biserica Elim, după ce am vorbit din Sfântul Cuvânt, fratele Ștefan și cu ăsta alalt, că murise pastorul lor, zice, trebuie să fie aici la birou, că vin frați să te rogi pentru ei. Bine, mă, eram tot ud. Dau hainele jos și mă rog pentru unul, doi, dar să răcea cam așa. Mă întorc după ușă și fata mi-a dus o cămașă, că avea mașină. Dau cămașa jos, mă șterg cu aia cum era și să mă îmbrac cu asta la altă. Când îmi încheiem nasturii, fratele Ștefan, pastorul de acolo, prinde de ușă și hai, frate Hozan, că uite aici un frate, ăsta e prieten de-am eu, vrea să te rogi pentru el. Păi stați, mă, să mă îmbrac. Gat, închei
mijlocul și ies de după ușă. Ce dorești, mă? Vreau să-mi faci ungerea. Mă, tu n-ai nevoie de ungere, mă. Dar ce? Păi tu ești demonizat. Ștefan zice iară, mă, nu, mă, e un frate bun. Tu ești demonizat, mă. În curând veți vedea, eu suna pe tot rotogolul pământului. Mă, înghețat ăștia. Că ei n-au știut de așa ceva. Vedeți? Și azi diavolul circulă pe rotogolul pământului. Cum a spus ăla săracul. Vedeți? Și Satan a răspuns Domnului. De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanii, ai văzut pe robul meu Iov? Mă, ce minunăție! Un Dumnezeu care conduce cerul cerurilor, ce știu câte, 110.000 de ceruri, cu 10.000 de aranjeri ca cerul pe care îl vedem noi, cu alți sori, cu alte construcții făcute de Tatăl Ceresc și pământul ăsta cât e de mare, dar vrea ca eu și tu să fii robul lui, slăvit să fie Domnul. El vrea ca bărbat și femeie să fie robul lui, nu al Satanei. Și vedeți, robul meu Iov, Doamne, ce cuvânt de alintare! Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El, iar tu mă îndemni să-l pierd fără pricină? Ai văzut câtă discuție se poartă în afara erei noastre, în afara timpului nostru, în afara ceea ce noi vedem. Unde nu se vede, noi suntem acolo un câmp pe care să dau lupte și ca să ieși biruitor și să rămâi în mâna lui Dumnezeu, tu trebuie să te pocăiești de mic și de tânăr. Ai văzut? Iov era curat la suflet. Și se interesa pentru copiii lui, nu cumva să aibă un păcat pe suflet. Nu cumva copiii să fi păcătuit în sufletul lor. Te gândești tu la asta? Că un copil poate să păcătuiască în sufletul lui? Vă aduceți aminte de Amon? Amon a păcătuit în sufletul lui până s-a făcut bolnav și poate că și era muncit așa ca o boală. Dar asta a păcătuit în sufletul lui și la urmă a ajuns să păcătuiască în realitate. Și apoi păcatul a cerut moarte și a murit până la urmă. Vedeți? În pat, pe drum și oriunde, ține-ți sufletul curat, gândește-te la truda mamei tale, la truda tatălui tău, cât a muncit, cât te-a iubit, câte sfaturi ți-a dat, gândește-te din Evanghelie câte minunate sfaturi tu primești aproape în toată ziua, că duminica de două ori, că lunea, că marța, că joia și păi iar, mă, gândește-te la asta. Nu-ți lăsa gândul să umble aiurea și apoi îți încarcă sufletul cu păcate. Doamne, ai milă de toți tinerii și fete și băieți să fie isteți ca Daniel.
să fie neprihăniți ca Noe, să fie neprihăniți ca Iosif, să fie neprihăniți ca Iov, să fie neprihăniți ca Daniel, sau să fie neprihăniți ca Apostolul Pavel, care a zis, eu calc pe urmele Domnului și ne îndemna și pe noi să călcăm pe aceleași urme, slăvit să fie Domnul Iisus. Domnul a zis satanii, ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om, nu e un înger, e un om, dar fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Păi dacă te temi de Dumnezeu, orice gest faci tu, închină-l lui Dumnezeu, nu în afară. Eram și eu tânăr și ca tânăr, mai zurliu așa, nu? Și într-o zi am făcut un lucru care l-am văzut eu că ăsta nu poate aduce cinste lui Dumnezeu. Și am stat și m-am judecat pe mine. De ce am făcut eu asta? Doar puteam să nu o fac. Doar nu eram silit să fac. Doar de ce am făcut eu asta? Și tot calculând și judecând, am pus punctul pe ei. Am făcut asta că n-am avut destul frica de Domnul în mine. De-aia am făcut. Și atunci am luat zile de post, de rugăciune și am strigat la Domnul ziua și noaptea, Doamne, pune în mine frica de numele Tău. Doamne, pune în mine frica de numele Tău. Doamne, pune în mine frica de numele Tău. Și Domnul m-a ascultat, mă. Când cei ceva după voia lui, Domnul ascultă. Știți unde am ajuns? Că dacă meream pe un drum și direcția era să ajung undeva și ajungeam într-o intersecție, când să eu înspre unde trebuia să mă duc, trebuia să mă opresc și să zic, Doamne, îmi dai voie să mă duc. Și pe drumul ăsta. Și știam că trebuie să mă duc. Dar mă chemem de Dumnezeu să mă duc cumva unde El n-ar vrea. Și de atâtea ori Domnul m-a oprit să mă duc acolo și acolo. Și alte ori m-a trimis unde nu vroiem să mă duc, dar mă ducem. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Scumpii mei tineri, pentru voi vorbesc mai mult astăzi, că aș vrea, nu veți atinge talia lui Iov, că nu a mai fost altul la talia aceea de înălțime spirituală, dar potrivit cu timpul, cu era noastră, voi puteți deveni oameni al lui Dumnezeu, buni pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar m-ai opris hăhăitul ăla, numai jocuri și râsuri, mă, râsul stă în sânul nebunului. Râzând fac oamenii multe prostii. Opriți râsul ăla, fiți, nu posomorâți, bucuroși, dar senini și calculați în mintea voastră, îi sufletul vostru curat? Sufletul locuiește în sânge, sângele învolburat cheamă păcatul. Îi sufletul vostru curat sau sufletul vostru e o parte la care îi place lumea și păcatul? Că în om mai sunt două persoane. Omul e compus din trei, ca Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și omul e Duh, suflet și trup.
dar la mijloc e sufletul. Dacă sufletul se dă de partea Duhului și Duhul omului se smerește și caută pe Dumnezeu, cei doi biruie trupul. Dar dacă sufletul se dă de partea sângelui și a trupului, atunci cei doi biruie Duhul. În felul ăsta ajungi ca sufletul să păcătuiască, Duhul să-ți fie întinat în tine și trupul să ajungă să facă lucruri nebunești, râzând. Dragi tineri, și frați, și surori, că doar nu-s numai că pe ei au căzut acum plasa ca pe pești și ne-a dat Domnul mâna azi, slăvit să fie Domnul. Dar mă ascultați-mă sau voi visați alte lucruri? Ce ziceți? Ascultați? Măi, să ascultați bine, că e pe binele vostru. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta a spus-o Ioan întâi, pocăiți-vă că împărăția e aproape. Dar a venit Iisus, a adus Evanghelia. Ce Evanghelie? Evanghelia este moartea lui Iisus Hristos, învierea, înălțarea la cer și coborârea Duhului Sfânt. Astea toate compun vestea cea bună prin care noi suntem salvați și atașați de Dumnezeu, scoși din mreja nimicitorului și puși în planul împărăției lui Dumnezeu. De aceea, fiți tari, tineri, tinere, bătrâni, surori, bărbați, fiți tari pentru Domnul, nu vă lăsați amăjiți de orice fel de vânt și de orice învățătură. Țineți-vă tari lângă Dumnezeu. Ați auzit poate și aici pe cineva spunând că prea mult îi chinuim noi pe tineri în toată ziua, în toată ziua să vină la adunare cu diferitele noastre. Măi, omului Dumnezeu, David, care a căpătat o neprihănire de la Dumnezeu, a zis, eu mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Amin.